Am putea spune că este cea mai dificilă perioadă pentru dumneavoastră ca antrenor de când ați ajuns în Târgu Jiu datorită, din cauza acestor accidente? Este o mult dificil period for me as a coach since you got here because of these many injuries. I mean, for sure, it's a hard situation and difficult period, but like I always said, we have it, what we have, we cannot change it and we need to find a way how to go out of it. Cu siguranță este o perioadă foarte dificilă și foarte complicată, însă care fiecare dată spunem același lucru. Avem ce avem la dispoziție și trebuie să găsim soluția să ieșim din asta. Din păcate, această perioadă coincide și cu un program foarte greu. Jucați la voluntar, o echipă foarte puternică. Am fost în the spirit, it's on the game of voluntari, that is very strong team. Yeah, voluntari, it's the team who is actually for pretending for top 5 teams. And we know the quality of the voluntary, we are aware of it, but like I said again, we are going there and do everything possible to make good game and then see how long we're going to stay in the game and if we can connect finally this second part of the game, what we didn't against Rapid and Cluj. Da, voluntarii este o echipă cu pretenții în aceste zone, o echipă de primele 5 ale campionatului, cunoaștem abilitățile lor. Însă, așa cum am și spus, mergem acolo să facem meciul nostru cel mai bun, să vedem cât vom putea să stăm în joc, să încercăm să eliminăm aceste căderi care le-am avut în meciurile cu Rapid și cu Cluj. Vorbeați totuși despre aceste căderi, dar cum poate căpăta echipa consistență în condițiile în care sunteți outnumbered, să spun? You're talking about this field down, so how do you think the team can play constantly since you are the best player? Yeah, that's really the solution what we need to find because it's not easy and it's taking to play really on the 40 minutes on the right way with the team what we have in the moment. It's extremely hard and it's really taking lots of energy. That means actually the players must take maximum out of themselves, make one step higher, replace the players actually who are not here, and that's the only change. But like I said again, it's injuries are part of the game. You need to find a way out. Aceasta este și soluția pe care și noi trebuie să o căutăm și să o găsim. Să jucăm constant 40 de minute cu echipa care o avem acum este foarte dificil, însă jucătorii care intră pe teren trebuie să facă un pas înainte spre a surprinde jucătorii care lipsesc. Accidentările sunt, așa cum spuneam, partea jocului și trebuie să trecem și prin asta. Vor fi și mai mulți jucători de la echipa a doua pentru acest meci? Gonna be more players for the second team of this game. It'll be interesting to see because, like I said, we have our game is Saturday, second team is on Sunday, and we're just hoping that we don't have any more injuries till Saturday game, and also hoping that in that game, on that way we can also have normal situation or kind of normal situation on Sunday game. O să vedem pentru că este o chestiune destul de interesantă. Noi vom juca sâmbătă, echipa a doua va juca duminică. Sperăm să nu avem alte accidentări până la meciul de sâmbătă și de asemenea sâmbătă să nu apară alte accidentări pentru ca și duminică să fie o situație cât de cât normală.